Bă, ce surprize le-ați pregătit participanților la această ediție? Practic este a doua ediție a conferinței Ghizilor, însă este prima ediție la care anunțăm această conferință odată cu celebrarea Zilei Internaționale a Ghidului de Turism, care este pe 21 februarie și se aniversează în toată lumea. Și odată cu aceasta încercăm să facem această conferință itinerantă în dorința de a face și o formare continuă a ghidului. Practic asta încercăm să facem, pentru că toți colegii noștri trebuie să ajungă în toate zonele României și să le cunoască, să experimenteze, că de fapt asta este, și să facem un turism creativ. Că de asta ducem lipsă. Prin experiență și prin creativitate reușim să scoatem la lumină o destinație. Într-adevăr, Oradea este un oraș foarte frumos, este un oraș care anul trecut și în anii anterior a investit foarte mult în turism. Cred că este orașul din România care a investit, dacă nu greșesc, 50 de milioane de euro în turism și este orașul cu cea mai mare investiție. Prin urmare, încercăm dintr-un oraș de tranzit, dintr-un oraș de frontieră, să devenim o destinație. Bun, e o idee foarte interesantă și aș vrea să vă întreb, turistul care n-a mai fost de mult timp la Oradea și ajunge acolo, ce-i recomandat acestui turist să facă sau să vadă în primul rând? În primul și în primul rând, dacă nu știați, Oradea este primul oraș din România care face parte din rețeaua orașelor Art Nouveau. Deci, în primul și în primul rând, Oradea este un oraș Art Nouveau, este un oraș care are ape termale, nu doar Felixul este cel care are resurse de ape termale, și Oradea, și așa cum puteți observa, Oradea se promovează împreună cu băile Felix, pentru că vrem nu vrem este un tot unitar, distanța dintre cele două localități este foarte mică și cine ajunge la Felix trebuie să viziteze și Oradea și invers. Înțeles. De câte zile aș avea nevoie ca și turist ca să mă bucur într-adevăr de ceea ce poate să ofere Oradea și Băile Felix? Cât de lung ar trebui să fie această vacanță? Păi, în primul și în primul rând ar trebui să vă spun că o să vă ia o zi întreagă să vizitați doar orașul în sine. Pe urmă ar trebui să experimentați și ce avem foarte interesant în împrejurim. Și dacă ne depărtăm puțin mai mult și vrem să ajungem și până la vârtop sau să vedem alte obiective care necesită puțin efort fizic, eu zic că dacă ați aloca un 3 zile, 4 zile, iar dacă vreți să faceți și baie la Felix, ajungem deja la o săptămână. Cu siguranță. Ne întoarcem la conferința Ghizilor, Conferința Națională a Ghizilor de Turism. Aș vrea să-mi spuneți așa câteva cuvinte despre, eu știu, poate în premieră, despre ce îi așteaptă pe oamenii care vor participa acolo. Și până la urmă, această conferință se adresează Ghizilor de Turism, evident, și poate mass media, dar subiectele discutate acolo, toate acestea îi privesc pe toți turiștii până la urmă. La ce să se aștepte cei care vor participa la această conferință? În primul și în primul rând vom face o zi întreagă de vizită în județ. Vom avea, aceasta va fi prima zi, după care vom avea și un vernisaj foto, pentru că prin această vizită în județ nu o să reușiți să vedeți toate obiectivele și avem niște proiecte foarte interesante, de exemplu cum este Bihor în imagini, unul dintre fotografii amatori, profesioniști, pasionați, a creat acest site, unde efectiv promovează tot Bihorul prin imagini. Și atunci o să fie o oportunitate prin care participanții vor vedea, va fi și un workshop pe această temă. Pe urmă vom avea o parte de fiscalitate, unde am invitat ANAF-ul să facă o prezentare și să răspundă la întrebările colegilor, adică să fie chiar de la sursă. Apoi avem câteva prezentări, câteva subiecte tratate de către universitate. Avem o colegă de la Universitatea Babeș-Bolyai care la fel va face o prezentare. Avem cineva de la Facultatea de Management și vom prezenta și proiectele noastre, printre care Biciclete Cochete, IA Oradea, Școala de Ghiz. Deci o să fie o chestie interactivă, plăcută, în ideea în care toată lumea să aibă un beneficiu
din această prezență acolo. La final aș vrea să vă întreb așa, omul care n-a mai fost de mult timp la Oradea, vreau să transmiteți de fapt un mesaj pentru cineva care n-a mai fost de mult la Oradea, de ce să meargă acolo, așa pe scurt, și mai ales cât timp să-și aloce și ce sumă ar fi potrivită pentru astfel de vacanță? Ținând cont de faptul că avem și zborurile Blue Air, care sunt în premieră, au fost lansate la sfârșitul anului, undeva în octombrie, dacă nu greșesc, eu cred că dacă faceți un city break de 3 zile, așa cum spuneam, este cel mai potrivit. În aceste 3 zile o să reușiți să vedeți și orașul, centrul orașului este magnific, cetatea Oradea, unde de altfel o să se desfășoare și conferința, este reabilitată și o să fie punctul central al orașului și este chiar în centru. Și apoi să experimenteze, ce știu eu, dacă vrea să facă un golf, este unde, deci avem unde. Dacă vrea neapărat să facă, ce știu eu, să experimenteze, avem Crișul aproape și sunt tot felul de sporturi pe apă care se pot face. Sunt o grămadă de oportunități pe care trebuie să le explorezi și să le exploatezi odată ce ești acolo. Și ca și preț orientativ, cât ar trebui să punem deoparte pentru astfel de vacanță? Dacă ne luăm biletele din timp, biletul de avion nu este atât de scump, deci repet, biletul de avion, pentru că dacă mergem cu trenul, ne ia 12-14 ore cu trenul și o să ajungem foarte obosiți. Iar partea de cazare poate să varieze, fie de la 50-70 de lei pe zi cazarea, depinde unde te cazezi, până la 170 de euro pe zi, depinde ce vrei. Înțeles. Mulțumesc mult de tot și felicitări pentru ce faci. Mulțumesc și vă așteptăm cu drag să experimentați și să avem și feedback-ul ulterior după finalizarea evenimentului. Mulțumesc.